descoperire macabră în Cluj-Napoca, trei membri a pocat, unei familii au fost găsiți fără suflare chiar în curtea casei. Se pare că cei trei s-ar fi electrocutat în timp ce încercau să se relaxeze într-o piscină gonflabilă. În așteptarea necropsiei, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Încercând de câteva ore să dea de cei trei, unul dintre vecini s-a hotărât să se ducă în fața casei și să-i strige. După câteva minute în care a bătut la ușă în speranța că cineva va răspunde și îngrijorat de dispariția bruscă, bărbatul a decis să intre în casă. Odată ajuns în curtea din spatele casei, vecinul a făcut descoperirea macabră de a-i găsi pe cei trei în costume de baie și fără suflare în piscina gonflabilă. Speriat, bărbatul a apelat autoritățile care au ajuns în doar câteva minute la casa din cartierul Clujan Sopor. Situată într-o zonă împădurită, locuința era acoperită cu diferite improvizații electrice, cu fire și becuri. Din primele informații ale anchetatorilor, deasupra piscinei erau suspendate două cabluri electrice care s-ar fi rupt în timpul în care cei trei erau în piscină, ducând astfel la electrocutare. Purile celor trei victime, de 46, 74, respectiv 76 de ani, au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din Cluj pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cauzei decesului. În paralel, anchetatorii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă.